Prima zi de prezentare în stațiune este 7 mai, iar ultima zi este 10 mai. În cadrul seriei 5, casei județene de pensii Oltea au fost repartizate 46 de bilete de tratament. Dintre acestea, câteva sunt gratuite pentru persoanele îndreptățite de lege, respectiv veteranii de război, văduvele veteranilor de război, deținuților politic și persoanelor cu handicap. Și de această dată, stațiunile de pe Valea Prahovei au fost intens solicitate de pensionarii olteni. În primă instanță, 28 de bilete de tratament balnear au ajuns la beneficiari în sistem automat. Diferența o constituie biletele alocate în stațiunea Bala. Pe data de 21 aprilie 2017 au fost alocate în sistem informatic biletele primite pentru seria 5 cu data de prezentare în stațiune 7-10 mai 2017. Au fost repartizate de către Casa Națională un număr de 46 bilete de tratament, din care au fost alocate 28 de bilete. Conform cererilor depuse, au rămas disponibile un număr de 18 bilete de tratament, toate la stațiunea Bala, care vor fi puse în vânzare pe data de 3 mai 2017. Pensionarii care își doresc să meargă într-o stațiune balneară și au depus o cerere în acest sens pot achiziționa un bilet de tratament din cele disponibile până miercuri 26 aprilie inclusiv. Următoarea serie de bilete de tratament va ajunge la pensionar cel mai probabil la sfârșitul lunii mai. Pentru a putea beneficia de un bilet într-o stațiune balneară, persoanele interesate trebuie să depună o cerere tip însoțită de o serie de documente precum actul de identitate și cuponul de pensie.